10 ianuarie. Cheia Transformării. V-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui, și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Colosen 3 cu 9, ultima parte, și 10. Dacă oamenii se supun pe deplin față de Dumnezeu, el îi acceptă așa cum sunt și îi educă pentru serviciul său. Primit în Suflet, Duhul lui Dumnezeu activează toate capacitățile intelectului. Sub călăuzirea Duhului Sfânt, mintea care este consacrată fără rezerve lui Dumnezeu se dezvoltă armonios și este întărită astfel încât să fie capabilă de a înțelege și de a îndeplini cerințele sale. Caracterul slab și instabil este transformat într-un caracter ferm și puternic. Slujitorii Evangheliei, pagina 285 Asemenea maestrului Ucenicul nu este mai presus de învățătorul lui, dar orice ucenic de săvârșit va fi ca învățătorul lui. Luca 6 cu O atitudine continuă de devoțiune stabilește o relație atât de strânsă între Isus și ucenicii săi, încât caracterul creștinului ajunge să fie asemenea caracterului maestrului său. El va avea o capacitate de înțelegere mai clară și mai vastă. Discernământul lui va fi mai pătrunzător, iar judecata lui mai echilibrată prin puterea dătătoare de viața a soarelui neprihănirii, mintea lui devine atât de ageră, încât va fi în stare să aducă multă roadă pentru slava lui Dumnezeu. Slujitorii Evangheliei, pagina 285